Salutare, bă, fraților, și bine v-am regăsit la un episod din Serenos de Farm Simulator 2018 pentru Android. Și dacă mai vreți clipul cu această serie, apăsați butonul de acolo să strânem la acest episod, că mai multe like-uri, pentru că episodul anterior n-a fost atât de apreciat, dar am zis că de ce nu, că mie încă mai îmi place jocul ăsta și îi dau mai multă speranță acestui joc. Și da, pe 20 iunie o să apară Farm Simulator 2020 pentru Android, deci o să fie super, super wow. Sper să fie cu adevărat această chestie, să nu fie doar o minciună. Chiar aș vrea să se întâmple chestia asta, pentru că o să fie mult mai șmecher, după cum am spus și în clipurile anterioare. Hai să verificăm și noi ce preț avem la canal, la un preț de rahat. Aici la lână, nu cred că am atât de multă lână, am 6%. Am o producție aici de 97% de canola și m-am și 67% în combina, dar n-am ce să-i fac pentru că nu-mi place prețul, așa că o să-l las. Nu vreau să-l bag direct în buncă pentru că nu o să crească prețul, bam, direct mă duc și îl vând. Acum o să luăm asta de tăiat iarbă, deci am tăiat până acum de 2, astea 3 oară, o să las de 4 ori și după aceea o să fac baloți. Și avem și o chestie nouă, o să vă arăt după ce tai iarba, o să vă arăt ce mi-am achiziționat din episodul anterior și până acum. Ceva care sunt mândru, pentru că am dat foarte mult, adică am dat o sumă destul de mare pentru acea chestie, dar o să fie de foarte, foarte mult ajutor, pentru că deci nu mai suportam cu chestia micuță, așa că am luat dintre asta mai mare, pentru că să-mi fac treaba mai repede cu ea. Da, și mi-a luat și chestia asta, dacă nu n-am arătat pe clipul anterior, ceea ce nu prea cred, sau nu știu, nu mai țin minte, cred că n-am arătat pe clip, dar mi-a luat și de asta de tăiat iarbă, e super ușor, acum tai imediat. Ia să vă arăt ce mi-a luat eu aici, dăm la, aici la fertilizator și mi-a luat această Stila 460. Este plină, 4200, merge pe 24 de rânduri și chiar sunt mândru că am luat așa ceva. Aveam de ales între a lua dintre aia sau să fi luat terenul ăsta. Băi, eu zic că am făcut o alegere destul de bună, știți de ce? Pentru că dacă eu luam terenul ăsta, rămâneam cu chestia asta mică, deci rămâneam cu asta mică care merge pe 6 rânduri, dar de fapt merge pe un rând sau două și aveam vreo 170.000, cred că, dacă nu mă înșel. O să las combina asta atât pe mijloc, că atunci când va crește prețul, să vând și să încarc rapid. Prețul momentan e în scădere, văd că, la canola, ceea ce mă dezgustă, pentru că speram că mi-au și al cincilea teren în acest clip, dar văd că e un preț în creștere la IN, deci o să fie, poate, pe la sfârșitul clipului, poate se face, nu știu, 3.000. Să tai ce frumos, hai să tai eu pentru că vreau eu să tai. Și da, nu uita să apăsați butonul acolo și share dacă vreți să facem. Și încă mai rămas chestia valabilă cu 200 de like-uri și facem live stream. Chiar dacă e școală, nu contează. Eu o să tot o să fac și sper că nu se aude tare jocul. Deci uitați-vă și voi, am făcut jumate din teren și cu ăla stăteam. Mergem, tăiem frumos așa, după asta tăiem și terenul lant și așteptăm să mai crească o dată. Bă, voi mi-ați spus că dacă fertilizez îmi crește, genul o să crească mai repede, dar nu prea văd asta fiind o soluție, pentru că pentru ce vreau să crească mai repede, că dar eu vreau cantitate, știi, adică nu te ajută, cred că la cantitate, mai mult te ajută să crească. Nu prea cred eu că poți să fertilizez iarba, dar dacă așa v-a spus, dar eu o să rămân tot așa fără fertilizat, pentru că nu vreau să fertilizez. De ce nu te-ai tăiat, mă? De ce nu te-ai tăiat? Haide-te înapoi. Așa. Hai să-l punem înapoi la rând. După ce mergem la terenul la micuț, ăla fac și mai puțin dacă ăsta a durat nici măcar, nu știu, 20 de secunde. Deci a durat foarte, foarte rapid. Adică am terminat foarte, foarte rapid. Adică m-am doar o trecere și aia e terenul. Pe viitor, după ce vreau să iau al cincilea teren, vreau să iau terenul ălălalt de iarbă, o să vi-l arăt imediat. Ăla tot la fel, cred că costă vreo 250.000 sau 150.000, cred că e un pic mai mic decât ăsta, dar totuși nu contează. Iarbă în plus înseamnă mâncare foarte bună la oi. Până acum am vândut vreo 15 oi, dacă nu mă înșel, pentru că am lăsat 40 momentan. Când o duc eu mai bine cu iarbă, atunci eu să le las 45. Și după asta ele se mulțesc, știi, și așa le și vând și fac, nu știu, iau 3.000 și ceva pe oaie și dacă eu vând 10, am făcut 30.000, ce mai vrei. Deci e combinabil.
Ăla văd că o terminat. Ia că o să-l mutăm rapid să termine. Deci pe viitor vreau să iau și chestia asta, să iau altfel de ăsta mai mare, să iau și semnătoare mai mare, evident. Vreau să-mi dau upgrade la multe chestii care mă ajută și combina o să fie pe sfârșit, pentru că momentan nu o face fața asta și nu-mi trebuie una mai mare, pentru că nu simt nevoie. Așa, hai să pun eu aici frumos, să își facă treaba. Și aveți Instagram-ul în descriere dacă vreți să-mi dați și mie follow, Doamne ajută, cred că am pus-o destul de ok, hai să mergem dincolo să tăiem. Și da, dacă nu v-ați dat seama, aveam două JCB-uri, dacă nu v-ați dat seama, cred că din episodul anterior nu aveam al doilea JCB, dar am vândut acel Star Trek sau nu știu cum îi spune, și l-am vândut și am luat încă un JCB, deci am făcut foarte mult progres, pot spune, deci am făcut mult progres, op, așa, așa, frumos. Punem și pe astea jos și dăm să taie frumos. Deci și aici asta e a treia oară care tai. Deci o să mai tai încă o dată, cum am spus, la 4 ore o să-l las. Deci în următorul episod cred că deja o să am destui balot și o să o duc bine cu mâncare la oi și chestii. Mi-ar fi plăcut să pot să fac și curățenie la oi, gen cum îi lavaci și să ai îngrășământ. Dar nu gen îngrășământ pentru teren, mai mult așa ca să fac curățenie, știi cum e pe PC. Dar na, cât să fac. Vreau pe viitor să ne axăm mai mult pe oi și de ce nu vaci, pentru că ne dă lapte și tot la fel pot să vând. Dar momentan nu o ducem foarte, foarte bine cu banii, dar o să vreau să fac pe viitor chestia asta. O să vreau să cumpăr toate terenurile de iarbă și aș vrea să o las cu canola mai moale, pentru că m-am săturat de când tot fac canola și tot am ieșit din criza asta de bani și destul de nașpa, n-am ce să fac, pentru că canola este cea mai profitabilă sursă, deci chiar cea mai bună. Dacă am prins un preț de ăsta de 3000, vai, te scoți. Sau dacă prinzi un de ăsta, o misiune care ți lasă la 4000-5000, îi scoți de pe o remorcă de 20 de tone, scoți 200.000. Deci îți dai seama că-s bani. Așa. Mă gândeam prima dată să bag bani în joc, dar am zis că bă, nu se merită, pentru că oricum, nu știu, adică îi faci, cu timpul îi faci, că nu dai foarte, foarte mult ea. Stai așa, uite aici, coins, deci dai 4 lei și îți dă 200.000, dădeam 5 lei și luam 500.000, sau 8 lei și luam 1 milion și gata, am luat tot ce-mi trebuia, dar așa nu mai este distractiv, știi? Acum, asta încă las aici, prețul, te rog frumos, zic că e crescut, ok, a crescut, deci 2600, hai, te rog eu, crești mai mult. De ce cresc în două părți? Ar trebui mai bine să fi scăzut peste tot și să crească numai într-un loc, știi? Ok, bă, deci mi s-a întâmplat, fiți atenți, am vândut la 2900 și după aceea mi-a venit o ofertă de 4000 sau 5000, mamă, deci nu, 5000, când am văzut, deci am vândut toată canola la 3000 și după aceea, după ce am terminat de vândut, mi-a apărut acolo o ofertă de 5000, bă, ce dracu, eram ceva de genul, mamă, iar, bă, de ce? Și, bă, nu am norocul să-mi vină și mie o ofertă de asta. Am două tractoarele pe treaba aici frumos, cred că mi-ajunge eu să pun și după aceea îl bag și la fertilizat, dar întâi lasă să termine terenul ăsta și că am gen două terenuri, îl termin și pe ăsta al treilea, de arat și după aceea le plantăm așa treptat. Mai avem vreo 12-15 baloți și da, am făcut vreo 40 ceva de baloți tura trecută, deci mai am 20% 8% producție. Uite, putem să scoatem acum iară niște bani cu 8% producție, dar acum tractoarele astea sunt ocupate, așa că n-am cum să le... Uite ce mă enervează, bă, uitați-vă și voi, deci alea două merg pe aceleași chestii unde am mai plantat o dată, deci nu înțeleg de ce. Așa e tot mecanismul ăsta, nu înțeleg de ce. Tot ăștia care, gen, automatul nu ți-a, uite, și ăsta o să mai fac o trecere, chiar dacă e la terminat sau nu mai face, pentru că am trecut eu acolo o fâșie. Așa, hai că terenul și ăsta rapid, e un teren destul de micuț, asta, dar îți dă acolo un profit. Uite cum scade ca nebunul banii ăștia, cum scad ca nebunii. Ok, 9%, cred că până vând eu o să fac 10% și o să vină cam 50% lână în remorcă. Nu știu câtă capacitate are această chestie, dar eu n-am găsit să-mi iau una mai mare, deci chiar nu știu de unde să-mi iau ceva mai mare. Bă, vreau să-mi cumpăr una de asta pe viitor, uite, de asta sau de asta. Asta e dintre asta mai mică, are 21, bă, eu cred că mi-ajunge asta, deci uite, asta ar fi cea mai ok. Asta o să o iau pe viitor, pentru că vreau să dau și iarbă gen așa, la oi, că dacă vă uitați la oi acum, este așa,
Cred că, vezi, deci am 17% baloți și 0% iarbă, gen iarbă. Uite, nu știu, mai apărut o oaie. Hai că termină asta de semănat aici. Ăla cred că o termină de arat. Acum termină. Hai că pot să dau și singur aici. Nu trebuie să mai îmi ia el bani. Și acum o să facem în felul următor. O să mergem să încărcăm, remun cărcau cu lână. Așa. A terminat de arat toate trei terenuri. Se seamănă în momentul ăsta. Deci imediat bam apare altă recoltă. Aici o să dea, o să înceapă de acum să dea, dar o întâi o să bag la fertilizat pentru că nu vreau să... Stai, l-am deschis din greșeală. Vreau să iau din prima să fertilizez, că nu știu sigur când trebuie să fertilizez, înainte să apară sau când apare primul stadiu, că chiar nu știu, deci chiar nu știu chestia asta, care e mai profitabil. Hai că mergem rapid. O termin și el acum, deci poate să fac, până face următoarea trecere, noi ajungem la terenul ăla și îl băgăm la treabă. Ia să vedeți acum cât de mult se deschide această chestie minusculă. O să meargă, deci în două, maxim trei rând, maxim trei treceri, sigur fertilizează tot. Dar o să treacă, o să se ducă și fertilizatorul ăsta foarte, foarte rapid. Îmi iau 18.000 pentru fiecare. Ia, să se deschidă acum. Mamă, cât de mare-i. Fui. Încă un pic și acum dacă îi dăm pe automat. Mamă, cât de mare-i. Fertilizează jumătate de teren. Hai să băgăm la semănat și dincolo. Mamă, deci îmi place așa tare, îmi place că nu se duce nici rapid. Oricum 18.000 cu 3.000 în plus. Nu mă interesează chestia asta atât de tare. Nu se simte atât de tare, dar abia fertilizez și eu mai repede, fraților. Cum n-aș putea să fertilizez. Gata, în două treceri a terminat terenul. Deci da, hai că vreau eu să fac. Hai. Mamă, cât de șmecher. Deci în două treceri, nici măcar, uite, mai stă și pe ei afară, dar oricum nu... Două treceri, fraților. Așa de rapid, așa stăteam o grămadă. Și nici nu mi-a mult, adică mi-a luat 28%. 27%. Mi-a luat, hai că se strânge și mergem dincolo. Cred că la trebuie doar o singură trecere. Super, super nice. Gata, terenul e fertilizat. Acum așteptăm să facă producția și aia. Încă nu știu mărimea, deci 24 de rânduri știu că merge, dar nu știu cum să pun eu ca să fertilizeze din prima. Nu știam dacă... două treceri trebuie să facă, că oricum fertilizează din prima. Ia. Sper că se deschide până la margine. Da, se deschide până la margine. Uai, cât de tare. Wow. Cât de tare e așa, fraților. Nu se strânge, cred. Sau strânge, nu cred că strânge chiar tot. Și uite, nici n-am pus-o corect, dar totuși eu ajung la margine cu ea. Ce tare, bă. Și uite, nu știu, deci odată la două recolte trebuie să carc, cred că. Pentru că am 64%, cred că o să-mi ajungă până în 40%. Deci îmi iau vreo 60% fertilizare din 4 terenuri, dar oricum nu mi interesează chestia asta. Îmi place că fertilizează tot rapid. Ia zi-mi terenul ăsta la nici măcar nu-i terminat de băgat, dar noi am fertilizat ambele terenuri. Ce îmi place chestia asta, așteptam să termine acum de plantat. Hai să vedem prețul. Tot au rămas, mă, frate, mă. Bă, știu că au fost prețuri și mai bune, de asta aștept un preț de la Blanaos. Mamă, nu știu. Bă, cam ăsta a fost și clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. O să termin eu de fertilizat și de plantat off-camera. Dacă mai vreți clipuri cu Farm Simulator, apă săptămâna că acolo. Hai să strângem peste 120 de like-uri sau 130 de like-uri dacă vreți. Eu am fost Laurențiu. Nu uitați că aveți Instagram în descriere. Eu am fost Laurențiu și ne vedem de viitoare. Ceau, bă, fraților. Bye.